Anchetatorii au stabilit că în seara în care s-a petrecut agresiunea, inculpatul și amicii săi fuseseră implicați într-un conflict la discoteca din satul Urleasca în seara de 17 spre 18 martie. Polițiștii sosiți la fața locului au încercat să-i calmeze pe tinerii implicați în altercație, însă Adrian Ionuț Tudor a reacționat violent, lovindu-l pe agentul Neculai Lupu de la secția 2 Poliție Rurală Chiscani. După ce l-a lovit pe polițist, Adrian Tudor a fugit cu un autoturism de la locul faptei, fiind prins de către echipajele IPJ Brăila, tocmai în orașul Ianca. Tânărul brăilean a fost arestat pe 21 martie sub acuzația de ultraj asupra unui polițist, fiind trimis în judecată pe 22 iunie. Pe 29 august, inculpatul a solicitat și a obținut liberarea provizorie din arest pentru o cauțiune de 10.000 de lei, pe care a și plătit-o la cec potrivit legii. Procurorii au declarat recurs și pe 31 august au obținut câștig de cauză. Pentru că inculpatul mai este cercetat penal pentru agresarea unui alt polițist, magistrații Tribunalului Brăila au admis recursul parchetului și au respins cererea de liberare pe cauțiune, formulată inițial de Tudor. Judecătorii au mai decis să-i fie restituiți inculpatului cei 10.000 de lei, acesta urmând să fie judecat în stare de arest preventiv.